ziua tuturor. Astăzi vom merge să vedem un Audi A6 C6 2009. Zice proprietarul că are 450 de cai soft ABT. Vedem dacă o să fie sau nu ceea ce zice. E la momentul oportun. Mașinile motor de 2 litri, dar tot ele dau mai nou. Acum sper să avem noroc să fie mașina bună. Avem de mers până la Târgu Mureș. 3 ore jumate de mers. Mers liniștit. King of the road, trader or sailor in. Man, trader or sailor in. Ain't got no cigarettes, but trader or sailor in. Ioan, Marcel, pare bine? Pare bine.
Acum am cumpărat audio 3000 TFSI. Vom vedea acum, mergem la fișa dyno să vedem dacă test dyno dacă are sau nu 450 de cai. Sperăm că are. Să sperăm că bine. Am revenit cu un feedback. 3 litri TFSI, nu știu ce să zic. Din parte și un accident. După ce am văzut că s-a răsturnat mașina și către Cluj. Merge mașina, nu are 450 de cai niciodată. Probabil că a fost lipit de ceva, lipit de să fure ochii, dar nu are atât. Într-adevăr, când o calci, merge, dar nu e ceea ce mă așteptam. O să o facem, nu-i problemă, cea mai mică problemă, un soft, o evacuare, filtrul sport, acum am dus o cumpărat la Cluj. Și vedem ce să mai fie, odată mai avem. Multe alte chestii pe la motor, filtre, toate schimburile. Preț redus, costuri mai mari la întreținere. Dar adică să iei o mașină care a zis că a făcut și nu a făcut, care așa e bine că mi-a zis proprietarul, nu s-a făcut, ai, nu-i făcut la el, schimb și treci mai departe. Ca știi ce ai făcut, știi ce faci bani. Așa îmi place interior, cum se comportă pe drum, suspensia pneumatică, ce trebuie, interiorul e foarte, foarte frumos și îngrijit. Nici nu mă așteptam să găsesc o mașină din 2009 să fie așa de îngrijit interiorul. Mie, din ce-l văd, mi se pare zici că e nou rost. Chiar ceva foarte, foarte frumos. Să schimbăm cu timpul și volanul și manșonul de la putea de viteze. Să va fi un proiect frumos pe viitor, deocamdată așteptăm să reparăm ce avem de reparat pe la motor, ceva tacheți, ceva, nu știu ce mai se va acolo. Și cred că o să fie ceva interesant o să iasă până la urmă. Dacă vă susțineți cu un like, un share, un subscribe, ceva, să facem 1.000.000 de abonați cândva, deocamdată măcar la 1.000 să ajung, ar fi ok. Ce să zic, vă aștept să vă abonați la canalul meu, Audi Marea Mureș. Instagram mă găsiți Audi RS România. Acolo să postăm tot ce modificăm la mașină. Și frumosul Cluj.